Mai multe familii din localitățile Dragălină și Perișorul vor primi ajutoare din partea autorităților. O comisie formată din reprezentanții mai multor instituții au evaluat gospodăriile afectate de tornada din 30 aprilie. În cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, pe care l-am convocat, am stabilit formarea unei comisii compusă din reprezentant de la prefectură, reprezentant de la Consiliul Județean, reprezentant de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, reprezentant de la Inspectoratul de Stat în Construcții, care au făcut deplasarea în cele două localități, Dragălină, sat Constantin Brâncoveanu și Perișor. Pentru evaluarea pagubelor produse de furtună, tornadă, cum au apreciat-o unii. În urma identificării locuințelor afectate și a gospodăriilor, ne-a ieșit un număr de 23 de gospodării afectate. Din cele 23 de gospodării afectate, sunt case și anexe gospodărești. Tot în cursul zilei de ieri, directorul AJPIS-ului, însoțit de colegii dumnealui, au ajuns în cele trei localități și au făcut anchete sociale. Au apreciat că 13 din gospodăriile afectate ar putea beneficia de sume de întrajutorare. Vorbim de ajutoare de urgență? Vorbim de ajutoare conform prevederilor legale. Pe de altă parte, ajutoare de urgență pot primi și din partea Consiliului Local, dacă au la dispoziție sumele în buget. S-a făcut o centralizare asupra materialelor de construcții care ar putea fi folosite de persoanele cu gospodării afectate. S-a apreciat în felul următor. Am să vi le dau pe total, nu pe individual. Tablă zincată, 331 de metri pătrați. Tablă cutată, 554 de metri pătrați. Tablă lindab, 228 de metri pătrați, policarbonat 12 metri pătrați, țiglă 687, un coș de fum, plăci ondulate 646 de metri pătrați, șarpantă 1079 de metri pătrați, coame 115 metri liniari, un solar din lemn de 70 de metri pătrați, jgheaburi 91 de metri liniari, burlane 20 de metri liniari, gard lemn 30 de metri liniari, gard de plasă 30 de metri liniari, astereală 10 metri pătrați, sageac 11,5 metri pătrați și pazie 25 de metri liniari. Acestea sunt pagubele materiale produse de către acest fenomen extrem și constatate de către comisie. Am ținut ca ieri după amiază echipa care a constatat toate aceste daune să încheie și procesul verbal pentru a ele la prima oră să plece către Consiliul Județean. Astăzi, aseară am avut din nou un Comitet Județean pentru Situații de Urgență să aprobăm procesul verbal, da? Membrii comisiei să ia act de el și s-a adoptat hotărârea care, așa cum vă spuneam, a plecat către Consiliul Județean. Cred că nu am spus câte gospodării au fost pe localități. Au fost 23, cum spuneam, de gospodării. 17 au fost 16 au fost 16 pe Constantin Brâncoveanu, o gospodărie la Dragălină și restul la Perișor. Cu siguranță, în săptămâna viitoare, vor fi analizate toate aceste dosare propuse.
Consiliul Județean este cel care va da aceste despăgubiri de urgență? Din discuția pe care am avut-o cu președintele Consiliului Județean, domnul Vasile Iliuță, are bani la dispoziție pentru a procura aceste materiale necesare locuințelor sau gospodăriilor afectate. Așadar, oamenii vor primi ajutoare sub formă de materiale pentru a înlocui ce a fost avariat? Cu siguranță, da. Mai pot spune și următorul lucru și îl fac. O parte din locuințele afectate au fost în acest moment și aduse într-un stadiu îmbunătățit, pentru că oamenii au beneficiat și de alte materiale de construcții, ca atare au făcut și acest lucru. Iar o echipă ieri de 30 de jandarmi, însoțiți de inspectorul șef, domnul colonel Marcu, a fost în zonă pentru a le acorda sprijinul în ceea ce privește descărcarea unor materiale de construcție, mutarea unor bunuri, scoaterea lor din locuință. Consider că a fost o acțiune reușită, o acțiune de voluntariat reușită din partea colegilor jandarmi.